Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu ești mai Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu ești mai tare. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu ești mai tare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în vecii vecilor. Amin. Vreau să miluiește-ne pe noi, Doamne, încălțește bunătatea noastră, ne iartă pe plăcerile noastre, Sfinte, cercetează și pe plăcerile noastre. Marea evlavie a poporului drept credincios față de Sfânta Cuvioasă Parascheva se explică prin convingerea și constatarea că ea este mult folositoare, după cum este numită în acatistul ei. Sfânta Parascheva oferă ajutor prin rugăciunile ei tinerilor și bătrânilor, fecioarelor și mamelor, mănăstirilor și familiilor, bolnavilor și săracilor, adunând în rugăciune și în mărturisire comună cler și popor din România și din alte țări. Puterea ei vine din sfințenia și din bunătatea ei, adică din iubirea ei față de Dumnezeu și față de semeni. În această zi de bucurie a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a tuturor pelerinilor prezenți la Iași, ne rugăm prea milostivului Dumnezeu ca pentru mijlocirile Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei, să binecuvinteze pe toți cei prezenți la Iași, ierarhi, clerici, monahi și credincioși mireni, împreună cu autoritățile locale și centrale, și să răsplătească tuturor credința, evlavia și osteneala, dăruindu-le sănătate și mântuire, pace și bucurie într-un mulți și binecuvântați ani. Sfântul Andrei Criteanul și Sfânta Parascheva din Epivata au primit harul Duhului Sfânt, pentru că și-au petrecut viața în rugăciune și au devenit purtători ai rugăciunii neîncetate. Rugăciunea curată și neîncetată i-a făcut părtași la tainele sfinte ale slavei lui Dumnezeu. Ei au devenit sfinții noștri, martori ai tainelor bisericii și culturii ortodoxe. Cu mințile luminate și cu inima purificată de patim, astăzi la Iași, Sfinții Parascheva și Andrei au devenit și rămân primitori și emițători ai tainei harului Duhului Sfânt, purtători de Dumnezeu și purtători de Hristos, rugându-se pentru pacea lumii, care este încercată în prezent în Ucraina,
și în Orientul Mijlociu, dar și pentru pacea din bisericile ortodoxe. Când am deschis Sfântul Locaș al Sfântului Andrei Criteanu și am luat sfintele sale moaște pentru a le aduce la Iași, Sfântul Andrei a izvorât în prezența credincioșilor o mireasmă cerească. Credem că el își exprimă bucuria astfel de a se întâlni și pământește cu trupul nestricat al Sfintei Preacuvioase Parascheva de la Iași. Cu aceste gânduri și mulțumiri în suflet, suntem alături de credincioșii și pelerinii veniți la Iași, vă transmitem pe această cale urările de bine și binecuvântarea sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care se roagă pentru pacea lumii și pentru unitatea Sfintei Biserici Ortodoxe a lui Hristos. Amin. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce ai așezat în cer, cetere și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavii tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi Îngeri. Mulțumire aducem lui Dumnezeu Atotțiitorul, care toate le ține în mâna Sa. El ne ține într-o ființă, El ne rabdă, ne iartă, ne binecuvintează și mai presus de toate ne iubește. Aducem mulțumire Sfinților Parascheva și Andrei pentru darul rugăciunii pe care, rugăciune pe care o înalță la Dumnezeu și darul rugăciunii lor coboară peste noi. Sfânta Parascheva ne învață că drumul rugăciunii, că rugăciunea este oglinda creștinului adevărat. Spune-mi cum te rogi ca să văd cum ești. Iar Sfântul Andrei Criteanul ne învață drumul pocăinței, care înseamnă întoarcerea minții noastre de la cele superficiale la cele de adâncime, întoarcerea minții noastre la esențial, adică la Dumnezeu.